Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt pomeniți în fiecare an pe data de 29 iunie, după o perioadă de post, zi în care credincioșii trebuie să țină cont de câteva tradiții, obiceiuri și superstiții pentru a le merge bine. Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt sărbătoriți împreună în 29 iunie. Biserica a hotărât ca acești doi mari apostoli să fie cinstiți în acea zi deoarece în aceeași zi și în același an au pătimit moarte de martirii la Roma. Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos, iar Sfântul Apostol Pavel a fost martirizat prin tăierea capului, moaștele lor au fost puse la comun. Sărbătoarea Sfinților Apostoli este precedată de un număr de zile de post care variază în funcție de data Sfintelor Paști. Postul Sfinților Apostoli începe întotdeauna în ziua de luni după Duminica tuturor Sfinților, a noua Duminică după Paști. Sfinții Petru și Pavel sunt cei mai cunoscuți apostoli al lui Isus Hristos, la fel ca toți cei 12, aceștia au propovăduit bildele lui Hristos și au creat comunități creștine. Cei doi sfinți sunt considerați ocroctitori ai penitenciarelor, iar ei sunt sărbătoriți printr-un post special. Acest post are o perioadă variabilă în funcție de Paște. El începe la o săptămână după Rusalii și se numea postul cinzecimii. Sfinții Apostoli Petru și Pavel au murit în acea zi. În tradiția populară se spune că, începând de astăzi, cucul și privighetoarea nu mai cântă. De asemenea, tot astăzi Sfântul Petru pocnește din bici, transformând scânteile în licurici, care îi călăuzesc pe călătorii rătăciți. Drept ofrandă, la biserică se duc pachete cu colaci, lumânări, mere dulci și mere acrișoare. Această tradiție se numește Mușii de Sfânt Petru.